de poruncă să postești. Este enorm de mare, este cel mai mare eveniment în manifestarea divină privind creația sa. A creat Dumnezeu pe Adam și Eva și care n-au respectat cuvântul de a nu mânca din pomul respectiv oprit. Prin acest lucru a jignit dumnezeirea. Și sigur că nu putea să fie salvat omul care a căzut în blestem. Nu putea să fie salvat decât numai prin dumnezeire, printr-o jertfă, așa, a dumnezeirii. Deci, întruparea lui Hristos este izbăvirea lui Adam, izbăvirea neamului omenesc din cădere în cădere, din neam în neam, în timp, până la sfârșitul lumii. Este salvarea neamului omenesc, salvarea creației lui, omenești. Deci este de foarte mare importanță. Sărbătoarea aceasta, adică praznicul acesta al nașterii Domnului, cel mai mare lucru, cel mai mare pratnic în creația lui Dumnezeu. Învierea, însă, care se dă atâta atenție și bine se face, este să se confirmă dumnezeirea lui. Evenimentul biruinții adevărat al păcatului împotriva căderii, împotriva acestei jigniri. Deci este de mare importanță această naștere, care este încadrată cu cântări, cu colinde, cu o serie întreagă de lucruri, pentru frumusețe și pentru salvarea neamului omenesc. De la căderea lui Adam în iad. Centrul atenției praznicului respectiv este nașul Hristos, scăparea neamului omenesc din căderea aceasta adamică. Da. Încadrat în sfârșit cu frumusețea lui, cu cântările și cu toate, la care participă absolut întreaga creația lui Dumnezeu, sigur, îngerii care sunt mai simțiți, mai aproape de noi. Toată creația lui Dumnezeu se bucură de lucrul acesta și sigur că cinstea mare este a Maicii Domnului, care a fost aleasă așa ca să primească în pântecele omenesc pe Mântuitorul care de la Duhul Sfânt s-a zămilzit. Uite, biserica a format postul respectiv al nașterii Domnului ca o pregătire pentru evenimentul respectiv să fie cuminți, curați, așa pomeniți, spovediți, împărtășiți. Da. Pentru bucuria mare a nașterii lui Hristos, care înseamnă salvarea neamului omenesc de la căderea lui Adam. Cum trebuie să postim? Liberarea noastră de tot ceea ce este în noi îndemn spre păcat este un fel de, hai să zic, de veștejire, așa, de amorțire a poftelor. Postul e de foarte mare importanță, pentru că te pune în situația să gândești din cel la sfârșitul vieții, la evenimentele propuse, la praznicul respectiv. Da, postul, dar postul nu numai ăsta de mâncare, postul de ăsta de a nu vorbi de rău, de a nu fi ucigaș. Aș vrea să reflectăm puțin asupra acestui aspect, a felului în care trebuie credinciosul de rând să postească, ca la sfârșitul lui să întâmpine acest praznic al nașterii Domnului. Postește, spun, pentru cu scopul de a fi curat, de a nu fi silit de bogăția mâncărilor și de umflătura asta în noi, că beții, nu știu ce postul, te scutește, te pune în starea asta de abstinență, adică de rugăciune continuă, de subcetatea inimii, a gândurilor, de a poftelor, reducerea în sfârșit la tot ce e nimicitor în noi. Asta e postul. E de enorm de mare, dar, repet, nu postul numai de mâncare, ci postul de ăsta de inimă curată, de iertare, de iubire în general. Diavolul stăpân pe lume. Era fel de fel de posibilități de a cădea, de a nu mai avea identitate duhovnicească, dar nu mai putea, nu era salvarea, nu te putea salva, că chiar spune
că a stricat ca, cum spune despre ca, transformarea vinului în sânge pentru legea cea nouă, să zic că a oprit mergerea în iad, neamul omenesc, că asta e puțin lucru. Este enorm de mare greșeală să nu se țină cont că Mântuitorul a venit nu ca să anihileze, ci să transfigureze neamul omenesc, să-l pună în adevărata lui, în avatul ros de stăpân de așa în creația lui. Este capăt de identitate divină, așa cum l-a făcut Dumnezeu, după chip și asemănare, deci se va cunoaște pe sine adevărat și care e rostul creierii lui pe lume. Este enorm de important asta. Și asta este totul, reverea creației lui Dumnezeu, la care ia parte toată creația, la întruparea Mântuitorului. De aceea și Măicuța Domnului este stăpână peste toată creația lui Dumnezeu, cât poate Dumnezeu cu puterea, poate și mai cu rugăciunea. Cinste mare, mai presus de Hierofim și Serafim, dați-vă seama, așa, pentru că Mântuitorul a făcut această, să zic, jertfă nepomenit de mare, să trimite chiar pe Fiul lui, care, fără discuție, va suferi jertfa pentru salvarea neamului omenesc. Uite, există post să mediteze, să se roage, să asculte, să fie spovedit fără discuție, bine, să se împărtășească, în sfârșit, să fie cuvincios și mai ales să se ierte adevărat cu toți cu care nu e iertat. Se spune într-unul din versetele Sfintei Scripturi că nu cel ce va spune Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Fără discuție, cel care împlinește ce a spus Hristosul. Poți să spun Doamne, Doamne, asta o spune și băgânii și o spune și dracul. Dar să împlinești ceea ce a spus Mântuitorul. Nu ce îmi zice Doamne, Doamne, cel care împlinește ceea ce am spus eu. Adică să rupă din el pentru alții, să iubească lumea, să ierte cu orice chip, cu orice chip lucrul ăsta. Să n-aibă ceva cu cineva. Să rupă din el ceva și pentru alții. Asta este sigur. Asta e împlinirea. Să nu încerce să iubească vrășmașii, că zice Mântuitorul, e poruncă. Aceasta nu e un sfat sau un simplu îndemn, e o poruncă să iubești pe vrăjmași. Asta să facem permanent și nu numai că vine Crăciunul, dar mai ales acum, în cinstea acestei veniri de cerul cerurilor, Sfânta Treime, ia chip de om prin întruparea Mântuitorului, de seamă ce eveniment dincolo de înțelegerea logică a lumii. Părinte, dar postul este așa cum ne învață Biserica, trebuie să fie împreunat cu rugăciunea și cu faptele bune. Păi nu se pune problema, mai ales rugăciunea. Roagă-te, Doamne, miluiește-mă, ajută-mă, așa elimină din tine tot ceea ce e străin și tot ceea ce e ură și dușmănie. Asta e enorm de mari păcate, așa față de alții, sigur. Și ca să te poți și ne ierte pe cuși noi iertăm, nu? Cum atunci, cum te rogi? Sigur că te rogi și pentru alții în continuu. Dar mai ales pe fondul unei cumintenii și curățenii. Da. Dar e poruncă să postești ce vrei să-ți privite cu licele vile, aia nu le sunt niște speculații, sunt o serie întreagă de ieșiri, mai să zic unii moderne, să ieși din corsetul ăsta creștin. Nu există asta, pentru că creștinismul trebuie să fie bârfit, care a adus o formidabilă, extraordinară libertate. Creștinismul a adus asta.